Bine ne-am regăsit! În această filmare vă voi face o scurtă prezentare legată de atmosfera astrală a decadei 11-20 iulie 2020. Iată că încet, încet trec zilele și din luna iulie. Încet încet se va duce și vara și uite așa. Dar până atunci haideți să ne bucurăm de aceste zile, aceste zile călduroase de vară, cu toate că ieri, după cum ați văzut, a fost o furtună, a venit ploaie, ne-a mai curățat, ne-a mai răcorit, ceea ce nu este rău și haideți să vedem care ar fi principalele momente din această decadă. Este o decadă interesantă, este o decadă importantă a lunii iulie, astfel încât merită să ne concentrăm asupra momentelor importante care sunt în fața noastră. Și începem această decadă cu ziua de 12, 12 iulie, o zi importantă. O zi importantă deoarece sunt mai multe evenimente, sunt ați văzut în astrologie sunt zile foarte, foarte concentrate, zile în care sunt mai multe evenimente și sunt perioade în care ne mai relaxăm și noi mai respirăm și noi ușurați. Dar ziua de 12 iulie este o zi plină. De ce este o zi plină? În primul rând Mercur, Mercur care este în Rac va, își va uh, opri, se va opri da din, uh, din mișcarea lui retrogradă și va intra în mers direct. Uh, a fost o perioadă, a fost o perioadă în care am avut nevoie să conștientizăm lucruri, să conștientizăm lucruri legate de, de noi, legate de familia noastră legate de obiceiurile noastre, legate de siguranța noastră personală. Și în această perioadă, mintea noastră, gândurile noastre, modalitatea de a comunica au fost cu totul, cu totul și cu totul altfel decât până acum. Dar despre, despre acest moment, acest moment important în care Mercur în Rac intră în mișcare directă, voi face o filmare separată, de ce fiindcă este important să conștientizăm, să conștientizăm ce am învățat, ce am învățat din această retrogradare, din această a doua retrogradare mercuriană din acest an. De asemenea, este important să conștientizăm ce mai avem de făcut până în data de 5 august, când Mercur încă va mai sta în RAC. deci între, în, între, perioada în care el intră în mers direct 12 iulie și 5 august, Mercur va sta în RAC și ne va ajuta, ne va ajuta să implementăm, ca să spun așa, tot ceea ce am gândit, toate, toate ideile noastre pe care le-am reevaluat, pe care le-am regândit în această perioadă de retrogradare. Și în același timp să să conștientizăm faptul că Mercur, chiar dacă intră în mers direct, el este încă în Va sta încă în umbra retrogradării. Vă voi explica ce înseamnă acest lucru și faptul că trebuie să ne pregătim încet, încet pentru următoarea retrogradare mercuriană care va avea loc în Scorpion. Dar despre acest lucru vom vorbi la timpul potrivit. Va avea loc în Scorpion, va intra retrogradare în 13 octombrie, nu mai e mult până atunci și va, sta, va fi în Scorpion da, la gradul 1140 și va retrograda din Scorpion în Balan. Deci avem o retrogradare în două zodii care ne dă de asemenea un alt, un alt mesaj și efectiv avem nevoie să integrăm cu totul și cu totul altceva. Haideți să revenim la ziua de 12, 12 iulie, deci am spus că este o zi, o zi importantă, fiindcă mai avem un eveniment important în 12 iulie, soarele, soarele care este în rac face un, un trigon frumos, o poziție divină, o poziție armonioasă cu Neptun în pești. Ce înseamnă acest lucru? Avem două zodii de apă, da, două zodii cu foarte multă emoție încapsulată. Și atunci avem de a face cu un tranzit profund emoțional, un tranzit în care practic vor crește, vor crește la cote record Sensibilitatea noastră, empatia noastră, toată această zonă legată de emoții. Acum, în această perioadă, în această zi, Profund emoțională, putem mai mult decât de obicei să fim dispuși, să fim deschiși, să sărim în ajutorul celorlalți, cei care au nevoie de noi, sau să ne alăturăm unor misiuni umanitare, unor misiuni ale unor asociații, ale unor fundații pentru persoanele defavorizate de soartă, să sărim în ajutorul celor care poate nu au avut atât de mult noroc ca noi. Neptun în pești de asemenea ne poate conecta nu numai la confuzie, nu numai la ceață, nu numai la visare, la idealism, ne poate, ne poate conecta la viziunea noastră și coroborat cu această acțiune a soarelui, a soarelui în rac, acum putem să ne setăm noi obiective pentru manifestarea aceasta a speranțelor și a viselor pe care le avem pentru viitor. Ce ne ajută în acest proces, bineînțeles, o credință, o credință puternică, o credință puternică, o conectare la, la spiritualitate pentru a merge mai departe pe calea noastră, pe drumul nostru și a avea multe realizări și multe împliniri. Și la ce mai puteți să vă mai conectați în această zi? să vă conectați la zona aceasta ezoterică, la astrologie, la divinație care vă, poate oferi, vă pot oferi cele două cele două zone. Vă pot oferi efectiv modalități de a înțelege, mai bine, de a vă înțelege mai bine și sau de a înțelege subiectele, subiectele oculte care vă preocupă. Și tot în data de 12, v-am spus că este o zi foarte, foarte puternică, da? este o zi plină de evenimente. Iese Mercur din, din retrogradare și predă ștafeta. Da? Cui predă ștafeta Mercur? Predă ștafeta lui Chiron. Chiron este în berbec, știți foarte bine. Și în data de 12, 12 iulie, la gradul 9-26, se va opri din mersul lui direct și va retrograda. Va retrograda până în 16 decembrie, deci avem, avem o perioadă de aproximativ 6 luni în care vom putea să lucrăm cu rana noastră, cu rănile noastre legate în special de identitate. Și va retrogradea până la gradul 4-56, așa încât toate persoanele care, care l-au pe Chiron în aceste carte, între 5 și 10 grade, da? să fie foarte, foarte atente, deoarece este o perioadă în care au șansa, au șansa să, să aibă acces la noi perspective, să aibă acces la noi dimensiuni, să vadă lucrurile altfel, să conștientizeze lucrurile altfel. Deci este timp suficient, avem șase luni, folosiți acest timp pentru a vă conecta, pentru a vă conecta și la rănile voastre, pentru a vă conecta la, la chiron. Dacă aveți neapărat, dacă aveți chiron în berbec, aveți foarte, foarte multă treabă, dar în același timp uitați-vă unde aveți chiron în harta natală și vedeți acest chiron în harta natală al vostru cum relaționează, cum discută, cum intră, cum intră în vibrație și în armonie sau disarmonie cu chironul natal din harta voastră. Deci chironul natal cu chironul din tranzit. Ce se întâmplă, deoarece această retrogradare poate să aducă, să vă aducă, fiecăruia din voi, acolo unde este chiron în harta natală, în zodie, în casă, să vă aducă o reevaluare a rănii pe care o aveți legată de zodia în care este chiron și legată de, de casa astrologică. Deci, avem o predare de ștafetă da? Pe, în zona aceasta a conștientizărilor, dar despre această retrogradare a lui chiron aș dori să vorbesc să vorbim în continuare să vorbim mai departe, separat într-o altă firmare. Deoarece chiron este. Pentru mine, da, este un subiect foarte, foarte special, foarte sensibil. Chiro retrogradează și aș dori să vedem ce se întâmplă. Nu mai spun nimic, nu mai fac niciun plan. După cum vedeți, lucrurile nu ies așa cum ne planificăm noi în această perioadă, fiindcă totul este foarte, foarte dinamic și aș dori, dacă se așează lucrurile și la mine, și în Univers, poate facem un. Eveniment, fie un eveniment la sală, fie eu mi-aș dori uh, un eveniment de weekend legat de această retrogradare a lui Chiron și legat acest atelier pe care l-am mai făcut și asta iarna a fost un atelier uh, fabulos, să lucrăm efectiv, să învățăm la nivel uh, experiențial cum să lucrăm cu Chiron din harta noastră natală și care sunt acele momente, acele borne importante din viața noastră în care Chiron, prin aspectele pe care le-a făcut, a putut să ne ofere, să ne ofere, să ne ajute, să ne, uh, să ne dea acele conștientizări și, efectiv, să ne dea un șut în spate, da, un șut în fund, cum, cum spun eu, ca să putem, ca să putem să mergem mai departe, să putem să, să rezolvăm niște lucruri care, efectiv, stagnau. Dar vom vedea, va anunț din timp, în funcție de. Cum se așează lucrurile, dacă putem să facem acest atelier, dacă putem să facem atelier sau, sau retreat, încă sunt în curs de, de conectare, să spun la, așa, la energia lui Chiron. Următoarea zi, următoarea zi importantă din această decadă este ziua de 14, 14 iulie încep opozițiile, da? Soarele este în rac, știți foarte bine, soarele este în rac și el va face opoziții la toate, la stelium, la toate cele trei planete care sunt în Capricorn. Deci avem opoziția aceasta rac Capricorn, încă mai avem de conștientizat, încă mai avem de învățat pe această axă, axă în principal legată de asigurarea acestui echilibru între, între carieră, autoritate, și viața de familie. Și în data de 14 iulie, Soarele în Rac intră prima dată în opoziție cu Jupiter, cu Jupiter care este în Capricorn. Toate cele trei planete da, din, din acest stelium sunt retrograde, vă dați seama? Conștientizările se amplifică, se multiplică. Uh, gradul la care are loc această opoziție este gradul 22, deci atenție, persoane care aveți uh, planete, în special în Capricorn, dar Capricorn Rac la gradul 22, în zona aceasta, 20, 24 și nu numai, până la gradul 30, deoarece vin și celelalte planete cu aspecte. Uh, și anume uh, este vorba, de, este vorba de, de Pluto și de Saturn. Soarele în rac, în opoziție cu Jupiter în Capricorn, ne poate aduce această opoziție, această tensiune, ne poate aduce noi oportunități, dar Jupiter totuși este marele benefic, Jupiter în Capricorn, am spus că nu se simte bine fiindcă este, este în cădere, cu toate acestea ne poate da, să spun așa, un moment, un moment în care să simțim că suntem norocoși, să simțim că norocul ne poate surâde din noi. Și atenție, vorbim despre noroc, am spus așa în, în, în ghilimele, da? Este vorba de acel noroc. De fapt, norocul pe care ni-l facem noi este vorba de acel noroc pentru care am muncit. da. Aici avem capriconul, da, capriconul muncă multă, multă răbdare, multă structurare, planuri, proiecte da, care se realizează pas cu pas și este acel noroc pentru care am muncit. Am muncit și acum efectiv poate să apară succesul, poate să apară reușita mult așteptată. Și, de fapt, prin acest tranzit pot apare uh, anumite recompense, anumite beneficii pentru ce am făcut, pentru faptele pe care le-am făcut, uh, pentru acțiunile pe care le-am făcut, pentru serviciile pe care le-am făcut anterior și celorlalți. Toate, toate, aceste, toate, toate aceste daruri și binecuvântări, bineînțeles, indirect nouă, vorbim despre soare, despre ego, despre, uh, despre noi ca... Ca uh, structură, da, uh, poate să ne aducă uh, creșterea aceasta a încrederii în sine. Dar atenție, întotdeauna există cele două fațete ale balanței. Atenție la excese. Da? Jupiter ne poate da și multe excese. Excese, lăcomie, multe laude, da, eu sunt cel mai deștept, eu am făcut lucrul acesta, mie mi se datorează lucrurile acestea, deoarece. Uh, uh, dacă nu avem un autocontrol, dacă nu suntem foarte ponderați în stilul acesta saturnian, fiindcă Capricornul este cel care, care impune regulile jocului, putem să pierdem. Așa cum am primit aceste daruri, le putem pierde și mi-aduc aminte acum de, de bunicul meu, Dumnezeu să-l odihnească, el a stat într-un satuc, un satuc uh, uh, izolat în, uh, în inima Dobrogei, lângă Mircea Vodă și lângă sătucul lui era și un uh, satuc de turci, da? Câțiva, erau câteva familii și bunicul meu, uh, probabil că de la el moștenesc și această dorință și dragoste de a învăța limbi străine și de a mă înțelege și cu, și cu, alte, cu, alte, persoane de alte naționalități, se ducea la cei din acest, la persoanele din acest sat, avea prietene și a învățat câteva cuvinte din limba turcă și de la el, de la el știu, mi-a mi rămas în minte practic o zicală pe care el o spunea de haram au fost, de haram s-au dus. Deci practic toate aceste lucruri care nu sunt, nu sunt bine ancorate în noi, da? care nu au substanță, care sunt lucrurile acestea care sunt bazate, așa cum am spus, pe excese, pe lăcomie, pe laude, nu ne vor aduce aceste daruri. De asemenea, acest tranzit, această opoziție, ne va forța să ne examinăm propriul nostru comportament, este tot o oglindire, orice opoziție este și o oglindire, și să ne ofere efectiv oportunitatea unei creșteri la nivel personal și nu numai, vorbim de o creștere la nivel spiritual, fiindcă îl avem pe Jupiter, Jupiter cel care este conectat la spiritualitate la această, această conștiință uh, elevată. Uh, în data de 15 iulie, deci în ziua următoare, avem o nouă opoziție, dar uh, suntem uh, practic uh, avem uh, trăim din sărim din opoziție în opoziție. Avem opoziția Soarelui Rac de data aceasta face opoziție cu Pluto, cu Pluto care este și el în Capricorn și este și el retrograd. Deci din nou, momente puternice când vorbim de Pluto, vorbim de foarte multă putere de foarte multă nevoie de control soarele în rac în, în opoziție cu Pluto în Capricorn ne poate indica o criză da, o criză legată de de dependențe, de manipulare de control în relația noastră cu ceilalți cu Pluto știți foarte bine că nu ne jucăm și atunci este important în această zi să nu fim rezistenți, să nu opunem rezistență, să nu opunem rezistență la schimbări, la transformări, chiar dacă nu ne este ușor. Deci, orice evenimente care apar în fața noastră în această zi, sau oameni care vin cu lecții, să fim foarte, foarte atenți și dacă sunt lucruri care. Sunt dincolo de zona noastră de, control, de confort. Ne scot din această zonă de confort. Este bine să facem un efort suplimentar și să le îmbrățișăm, da? Să vedem să le experimentăm, fiindcă ele nu vin întâmplător în viața noastră. Dacă rezistăm, Știți foarte bine, apar acele lecții de viață uh, care ne dau, uh, ne dau fel de fel de învățăminte și putem să ne angrenăm chiar în procese care să nu ne facă bine, în procese toxice, în procese destructive. Uh, cu ocazia acestei opoziții există, bineînțeles, uh, un potențial ridicat, un potențial ridicat, un potențial pozitiv, numai dacă suntem dispuși uh, și suntem deschiși. Și suntem prezenți, în stare prezentă și alegem alegem să ne schimbăm. Următoarea opoziție este în data de 20, deci în, în ultima zi din această decadă, data de 20 iulie la gradul 28. Deci am zis practic e cartul al fi între gradul 20 și gradul uh, și gradul 29, Capricorn, Rac, în special pe această axă, să nu uităm și Berbec, Balanță, da, ca să formăm această cruce cardinală, persoanele care vor fi cel mai influențate de aceste opoziții. Opoziția aceasta în 20 iulie are loc opoziția între Soane Rac și Saturn în Capricorn și Saturn în Capricorn este și el retrograd și ne poate aduce această opoziție, ne poate aduce, ce le aduce Saturn? Restricții, ne poate aduce limitări. Poate fi un moment în care poate ne vom exprima mai greu această capacitate noastră de, de, a ne conduce viața, uh, poate uh, vom avea un moment în care vom fi poate mai deprimați, mai triști, mai îngrijorați, mai melancolici. Da, Saturn știți cum este, nu, e, nu vine el cu foarte multă veselie, fiindcă Saturn e foarte serios. Da? El vrea ca totul să se facă cu foarte multă seriozitate. Și de aceea uh, putem să avem această stare, această stare mai gri, da? să nu zic neagră. Această stare mai gri și această distanțare socială, acest context actual poate să accentueze această stare de izolare în care câteodată unii din voi veți dori efectiv să vă deconectați, să vă deconectați de la sarcinile pe care le aveți, să vă deconectați de la responsabilitățile pe care le aveți. Poate în această zi veți prefera mai mult să lucrați de acasă, da? să rămâneți acasă și să lucrați de acasă, să vă faceți temele de acasă, să nu plecați de acasă. Da? De asemenea, relațiile acestea cu autoritățile paterne sau cu autoritățile din viața voastră, cu persoanele mai în vârstă, pot fi mai tensionate deoarece ceilalți vor veni cu o anumită duritate, cu critică, vor avea mai multă nerăbdare și atunci vă vor frustra, poate mai mult. Dar să nu uităm o lecție importantă pe care această lecție Saturn ne învață din plin. Lecția răbdării. Să avem răbdare. Da E decât o singură zi în care este bine să ne controlăm, este bine să avem răbdare și uh, cu toate acestea, Chiar dacă avem acest aspect tensionat. În acest context putem să să învățăm ceva, fiindcă întotdeauna Saturn ne ajută să învățăm și ne ajută să ne reactivăm această dorință de a demonstra că putem, că putem, că putem să reușim, că putem să ne afirmăm cum? Simplu prin muncă, prin muncă asiduă, prin perseverență, prin multă răbdare, prin multă structurare a tot ceea ce facem. Și tot în, 20, tot în 20, iulie avem de asemenea un eveniment foarte important din această lună iulie și anume avem luna nouă în RAC. Are loc târziu noapte la ora 20, 20, 33, la gradul 28 și 26. Deci luna nouă în RAC este la gradul 28 și 26 și practic după cum vedeți această lună, această lună nouă în, în Rac va face o poziție foarte, foarte strânsă, dar foarte, foarte puternică, va face o opoziție cu Saturn în Capricorn. Deci uh, sunt multe de spus legate de, și de această uh, de această lună nouă în Rac. Este o puternică lună relațională, deci pe axa relațiilor, care ne poate releva multe surprize și ne poate pune față în față cu asumarea răspunderii pentru un parteneria, de ce fiindcă Saturn este acolo este acolo în, în opoziție. Cam acestea ar fi evenimentele importante din această decadă. După cum vedeți, sunt evenimente frumoase. În această decadă doresc să vă ofer și un, un mesaj, să vedem cărțile oracol, ce, ce mesaj ne transmit. Da? Haideți să ne conectăm puțin la această energie, energie magică a divinației și prin... Uh, prin aceste cărți oracol pe care le-am ales acum este vorba de acest set care se numește Healing with adică să ne vindecăm cu zânele, să vedem ce mesaj primim pentru a doua decada a lunii iulie, 11-20 iulie. Ce avem de făcut? Către ce se va îndrepta focusul nostru în această perioadă? și mesajul pe care îl primim. Ha, vindecare miraculoasă, da? Vindecare miraculoasă, aceasta este, aceasta este cartea, cartea care, care vă este oferită, da? Deci o carte super. Cred că are sens, da? Cred că are sens deoarece procesul prin care tot trecem de câteva luni ne-a ajutat, ne-a ajutat să trecem prin, prin fel de fel de stări, prin fel de fel de stări emoționale. Și mesajul pe care această carte ni-l transmite este să ne așteptăm la miracole, da? Da, e interesant. Și chiar putem să ne așteptăm la miracole. Gândiți-vă, Mercur iese din retrogradare, intră Chiron în retrogradare, avem o lună nouă în RAC. Așa încât miracolele pot bate la ușa noastră se spune că ne-am rugat, ne-am rugat ca să fim ajutați și atunci vin și vin și ajutoarele. Și avem de-a face din nou cu această, această abandonare, această abandonare în mâinile divinității, cu cât ne abandonăm mai mult, cu atât. Mai rapid vom vedea materializarea acestei vindecări. Uh, și, uh, practic, uh, uh, mesajul uh, cărții spune următoare lucru, Faptul că, că cerul este, uh, este alături de noi și rugile noastre au fost ascultate, astfel încât. Uh, uh, Practic, situația sau situațiile pentru care noi ne-am rugat să fim ajutați, să fim asistați, să primim, să primim ghidaje, deja sunt în această stare de, de vindecare în adevăr. Și această realitate, această realitate vindecătoare. Este, ne, este, ne este pusă la dispoziție, da? ne este acum disponibilă și avem această posibilitate, această alegere, această șansă ca prin gândurile noastre, prin emoțiile noastre, prin intențiile noastre, să putem să experimentăm în această săptămână cele mai, cea mai înaltă realitate a Sinelui nostru, a Sufletului nostru. Să nu uităm să mulțumim, să mulțumim divinității, să mulțumim îngerașilor, să mulțumim ghizilor noștri spirituali că ne-au însoțit, ne-au însoțit în această călătorie și ne-au ajutat. Și putem să facem o afirmație care este aici. În adevăr, deci este foarte important să fim în adevăr, adevărul ce înseamnă să fim în această stare de autenticitate cu noi. Deci să nu fim în, în dualitate, să nu fim în minciună, să nu fim în stări în care să ne, să credem că ne simțim bine când în realitate nu este starea noastră. Deci nu uitați autenticitatea, deci contează foarte mult, contează foarte mult ca, ca tot ceea ce facem în această perioadă, totul să fie foarte autentic și să fie în acest adevăr, acest adevăr suprem și în adevăr oricine și or, orice, incluzându-ne pe noi, se pot vindeca. Uh, și noi ne concentrăm, ne focusăm spre acest adevăr, în loc să ne concentrăm pe această iluzie a fricii. Deci din nou uh, din nou este acest mesaj, acest mesaj legat de frică. Această frică care ne-a fost, ne fost impregnată în, în perioada, începând din luna martie, deci o frică existențială. Și chiar este interesant, deoarece până în data de 20, de fapt până în data de 22 iulie, avem soarele în rac și soarele în rac. Efectiv, în afară de faptul că, că ne conectează la familie, ne conectează la tradiții, dar face această punte de, de legătură, ne ajută să facem această punte de legătură cu trecutul, în același timp, acest soare în rac ne conectează și la noi foarte, foarte puternic la această casă a Sufletului nostru, la această zonă în care noi ne simțim în siguranță, ne simțim autentici și ne simțim fără frică. Eu simt, da? dacă tot vorbim despre rac, eu simt că dacă ne vom conecta la noi, cei care suntem autentici, atunci frica nu are loc. Nu are loc, nu este locul ei aici, fiindcă frica nu face parte din noi. Frica este ceva care, pe care o preluăm, pe care o inducem, pe care o cultivăm, dar nu face parte, nu este ceva autentic, nu face parte din din sufletul nostru. Deci foarte, foarte interesant repet acest mesaj care mi se pare fabulos în această perioadă exact acum în această perioadă. Mă concentrez, mă focalizez pe adevăr în loc să mă focalizez pe iluzia fricii. Aveți de meditat pe această temă, vă las să meditați pe această temă, sunt sigură că veți, uh, veți avea multe, multe conștientizări legate de, de frică versus autenticitate. Noi ne revedem pe pagina mea de internet, lumistarlight.com, pe pagina mea de Facebook, Lumistarlight Astrology și aici pe canalul de YouTube, unde dacă doriți să vă conectați uh, la comunitatea noastră, la oamenii noștri dragi, uh, să intrați în, în conexiune cu noi, uh, vă aștept. Aici este locul în care, în care puteți să vă exprimați, în care împreună evoluăm, creștem și mergem pas la pas pe calea aceasta a evoluției. Toate cele bune și să ne revedem cu bine!